ziua, dragii mei, pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creiem, spune Johann Huizinga. Subiectul lecției de astăzi este cultura Europei de vest și centrale în secolul XI-XV. Astăzi vom forma 5 unități de competențe. Vom redacta enunțuri utilizând termeni istorici specifici culturii Europei. Vom utiliza corect terminologia cronologică pentru a localiza spațiul istoric, geografic, referitor evenimentelor din Europa de vest și central. Vom extrage informații esențiale din surse pentru a descrie evenimentele. Vom formula concluzii cu privire la schimbările produse și vom promova patrimoniul cultural prin modelarea și prezentarea obiectelor din cultura Europei de vest și centrale în perioada secolului XI-XV. Secolul XII determină maturizarea societății medievale și cristalizarea culturii medievale. Avem un șir de factori care au contribuit la progresul cultural. Factorii sunt numeroși. Primul factor este aportul greco-arab, în condițiile superiorității economice și culturale a Orientului. Are loc redescoperirea lui Aristotel. Metoda de gândire și de muncă intelectuală, ceea ce ne determină că logica și raționamentul sunt cele care au contribuit la baza scolasticii medievale, adică gândirii. Traducerea lucrărilor din greacă, arabă, au adus la preluarea cunoștințelor din domeniul medicinii, matematicii, botanicii, astronomiei, agronomiei. Critien din Troie spunea, știința a trecut de la greci la romani, de la romani la francezi. Științele se răspândesc în Evul Mediu. Sunt astrologia, matematica, fizica, medicina, alchimia. Ce este alchimia? Obținerea aurului din alte metale. Și filozofia. Un domeniu al culturii ce este foarte important este învățământul. Școlile din această perioadă istorică sunt controlate de biserică și se mențin încă în orașe, unde episcopul se implică în organizarea și desfășurarea procesului de învățământ. Cauzele apariției universităților, care sunt cele mai superioare instituții din această perioadă, sunt următoare. Se dezvoltă orașele, se acumulează în domeniul științific multe alte științe din secolele 11-12, înmulțirea celor dornici să se instruiască și au dat în avânt școlilor în mediul urban. Ele scapă de sub tutela bisericii și se orientează spre un învățământ practic și laic, care este scris și citit, unde avem și contabilitate și limbi străine, adecvate unei populații și de meșteșugari și de negustori. Universitatea este comunitate de profesori și studenți. Este o instituție de învățământ superior organizată în facultăți care conferă grade academice. Universitatea medievală a fost deosebit de populară, ca Universitatea din Bologna sau Paris, având aproape câte 6.700 de studenți în acea perioadă istorică, ce se socoate o perioadă de înflorire. Comunitatea profesorilor și a studenților se bazează pe predare și învățare. Se bucură de o autonomie semnificativă însă. Fiecare își fixează propriul său program de studii, condiții de acces la învățământ, condiții de desfășurare a examenilor. Universitatea rămâne moștenitoare a școlii episcopale și îi rămâne în continuare subordonată. Cele mai vestite universități din acea perioadă istorică sunt Bologna, care se socoate și cea mai veche universitate din Europa, care a fost înființată în 1088 în Italia. Universitatea din Sorbona, franceză,
ce este situată în istoricul centru al capitalei Franței, a fost fondată în 1257. Universitatea Oxford se socoate și ea una dintre cele mai vechi universități din Europa de Vest. Este din Anglia și este întemeiată în 1167. O universitate din Europa Centrală este cea Carolină din Praga, ce a fost întemeiată în 1348 de împăratul Carol al IV-lea. În această perioadă istorică mai sunt o mulțime de invenții tehnice. Mecanismele, cricul, pompa cu piston, vârtejul, ceasonicul mecanic, macaraua, sunt inventate și arme de foc ca muscheta, archebuza, tunul de mare, calibru, ce a fost inventat în 1453. Cea mai mare invenție însă din această perioadă medievală este invenția tiparului. Ea este inventată de Johannes Gutenberg din Germania, ce a creat un tip de presă tipografică în baza unor ceneluri și uleiuri. Tipar cu litere mobile, ce este inventat în 1445 la Mainz. Prima carte tipărită a fost Biblia. Către sfârșitul secolului XV, în Europa existau 1100 de tipografii, care editaseră de acum peste 40.000 de cărți. Flavio Gioia este declarat descoperitor al busolei. Forma busolei de azi este menționată pentru prima dată în secolul XIII și este probabil de un navigator italian. O altă invenție este ceasonicul mecanic, care unul dintre ele îl vedeți în imagine și el datează din anul 1530. Macaraua medievală era folosită la construcția clădirilor pentru ridicarea blocurilor mari de piatră. Un alt domeniu al culturii este literatura. În această perioadă, limba latină se menține ca limbă a creației artistice și științifice, oferită de literatura franceză. Operele literare cu conținut laic, cântecele lirice, legendele eroice, poemele epice, de la sfârșitul secolului al XI-lea datează cel mai vechi text, Cântecul lui Roland, unde este descrisă campania lui Carol cel Mare în Spania. Poemele epice răspândite sunt și în Spania, Cântecului Cidului, dedicat lui Rodrigo Diaz, erou al Reconchistei. În spațiul german avem creată Cântecul Nibelungilor, care cristalizează către 1200 vechi legende și motive nordice. Cântecul Cidului, în el se vorbește despre eliberarea Spaniei de sub dominație arabă. Romanul cavaleresc cel mai răspândit este Tristan și Izolda. Eroul Tristan reflectă dragostea și devotamentul pentru Izolda. Poem satiric, Romanul Vulpoiului, în care sunt satirizați cavalerii orgolioși. Arta, care este cea mai răspândită în această perioadă prin noi stiluri arhitecturale, romanic și gotic. Stilul romanic a apărut în secolul 10-12 în Franța, prin îmbinarea unor elemente ale arhitecturii romane cu influență bizantină și orientală. Caracteristicile stilului romanic sunt arcul în formă de semicerc, masivitatea construcției, ziduri împodobite cu basoreliefuri reprezentând animale, ființe imaginare, picturi și scene apocaliptice. În exterior, zidurile erau sprijinite de întărituri masive, iar ferestrele stilului gotic erau înguste și rare. Bolta romanică este o boltă semicirculară. Planul unei biserici romane este sub formă de cruce. Cele mai vestite
arhitecturi în această perioadă istorică este turnul din Pisa și catedrala din Iorms, deci în stil romanic ridicate. Un alt stil este stilul gotic. Apare tot în Franța în secolele 12-14. Se caracterizează prin folosirea arcului frânt în formă de ogivă, menținerea construcției pe stâlpi. O altă caracteristică este existența turelor ascuțite, asemeni unor sulițe. Ferestrele sunt cu vitrale. Vitralii sunt elemente de decor din ochiuri de sticlă colorată. Numele de gotic a fost dat de umaniști renașterii italiene. Arta gotică era văzută ca o artă barbară, gotică, de la numele celor mai cunoscuți barbari, goții. Acest stil se va extinde apoi în Spania, în Cipru, în Germania, în Portugalia, dar și în spațiul românesc, Transilvania. Bolta gotică, ce o vedeți reprezentată, este formată din arcuri frânte numite ogive. Cele mai răspândite și cele mai impresionante clădiri în stil gotic sunt domul din Milano, care a fost construit de către familia Medici din Italia, și altă clădire impunătoare și destul de interesantă și atractivă din punct de vedere și turistic este Catedrala Notre-Dame din Paris. Interiorul catedralei din Reims. Aici observați vitralile, ferestrele colorate ce dau un aspect deosebit interiorului acestor clădiri. În final, concluzionăm că secolul XII determină maturizarea societății medievale și cristalizarea culturii medievale. Științele ce se răspândesc în Evul Mediu sunt astrologia, matematica, fizica, medicina, alchimia. În această perioadă încercau să obțină aurul din alte metale, filozofia. Secolul 14-15 este perioada invențiilor tehnice, cea mai importantă fiind tiparul. Apar școlile superioare, ce se vor fi numite universități. Operele literare au un conținut și laic. Acestea sunt cântecele lirice, legendele eroice, poemele epice. În Franța apar două stiluri arhitecturale, roman și cel gotic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă provoc să alegeți o instituție superioară unde ați vrea să vă continuați studiile. Vă aștept la o altă lecție pentru a vă completa cunoștințele despre civilizația medievală.